Prietene drag, ce părere ai? Îți place cum s-a dezvoltat Clujul nostru? Ei, s-a dezvoltat, s-a aglomerat mai degrabă. Cum s-a aglomerat, mă, că e oraș de 5 stele? Uite, mă, de aici, că încape într-un sector din București. Mă, noi suntem Silicon Valley-ul României. Aoleu, ce aer aveți, nu mai pot. Trăiți într-o bulă, prietene. No. Uite, la noi salariile sunt mari. Că e normal, mă, că noi vă trimitem banii din impozite la București. Lasă-mă, frate, că voi aveți doar chiriile mari, atât. Păi da, ca să nu stați prea mult când veniți aici în Cluj. Vai de mine, am lăsat o căruță de bani la Antol, nici nu mai mi-adu aminte. Du-te, mă, dar de ce n-ai dat un telefon, no? Că te cazam la mine acasă. Păi da. Plus că voi nici nu sunteți pet-friendly. Dă-mi pace. Eu dorm în aceeași casă cu soacră mea. Nu m-a acuzat de așa ceva, nu? Dar chiar, pe tine nu ne-am văzut la Antold. Păi nu! Că v-am lăsat pe voi viniturile să aveți spațiu în Cluj-Napoca. Eu am fost, în schimb, la zilele culturale maghiare. Culturale? Da. Că mai sunt oameni în țara asta care mai au și cultură, nu ca... No. No, 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 no. În continuu, no. Altceva mai știi și tu să zici? Mi. Dar explică-mi și mie de ce atâta nou. Peste tot trebuie voi să fiți deosebiți. Aveți un cuvânt care nu înseamnă nimic, nu exprimă nimic și tot timpul, toată ziua, sunteți cu el în gură. Nu înțeleg ce-i faceți atâta nou toată ziua. Vezi, de-aia e bun nou. Să spui ție piedică. Stop! Că mai tu eu și de cap de când te vorbești. În limbaj universal, nou îi capă linca. E bun la orice. Cu slăninuță, nu? Cu slănină normal. A, și cu ceapă, a? Oribil, este o bombă calorică. Mai bine mănânc burgerul ăla din aur, că l-am văzut eu pe TikTok. Ăla-i pentru aia care n-au porc. Sau metrou. L-om face. În 2-30 de ani om avea și noi metrou. Uite, noi avem terme, de exemplu. Nu ne trebuie nouă de astea, dar auzi, vouă vi să mai întrerupe apa pe în București. Ei, îți dai seama, na, cum e normal peste tot, în metropole. O dată de două ori pe săptămână se mai întâmplă. Nu vrei să faci un duș la noi? Nu fac, frate, tu știi câtă treabă am. Te grăbești. Unde și cine te grăbește? Păi, trebuie să mă duc la sală, mă așteaptă personal trainerul. După aia am de mers la psiholog, am ratat două ședințe cu nutriționistul, trebuie să merg și la life coach, trebuie să-mi număr caloriile, macronutrienți, am o grămadă de treabă, tu mă chem la duș? Dacă n-ai pălinca, ai de alealte. Vezi? La noi pălinca le rezolvă pe toate. Să nu se vadă că n-aveți verdeață, centură, muzee. La ce-mi trebuie mie acelea? Vedete. Noi avem o grămadă de vedete în București, oriunde te învârți, vedete, poți să calci pe ele, efectiv. Da, și noi avem vedete și dacă nu ești atent, poți să calci pe ele. Pe cine calci, mă, tu? Pe boc. Da, auzi, voi tot cu firea sunteți, tot pe firea simpatizați. Lasă-mă, frate, și cu moldovean care e nesuferită, țața din Bacău, mare primăriță. Dar tu, scuză-mă că te întrerup, tu de unde ești deloc? Din Suceava. Eu sunt din Bucovina, exact. Plus că stau în București de atâta timp. Dar facultatea unde ai făcut-o? În Cluj-Napoca, nu știi? Și acum 100 de ani. Și am unde ai spectacol? În Cluj. Cam atât am avut de zis. Să trecem la lucruri mai importante. O slăninuță mere? Acum poți să te refuz o gură, o-i lua, ce să zic? Cu niște ceapă. Bun, și cu ceapă, așa, dar să nu-mi pută gura un pic. Mă. Bine. Dacă mă duc cu un drum, aduc și pălincă, așa-i? Aduc și pălincă, o ibea o gură, ce naiba să fac? Da, îmi pui și la pachet pentru mama o sticlă? Moldovenii din București, mă, strângători sunteți! No!